Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta avem din nou ocazia să aducem înaintea dumneavoastră teme interesante, deși poate subiectul acesta pe care îl vom discuta seara aceasta, unul dintre dumneavoastră le spune că nu prea are de-a face cu masa largă a celor care ne urmăresc. Vreau să discutăm puțin despre formarea continuă, despre nevoia de pregătire a celor care slujesc în biserici și invitat în studio este domnul Ciprian Gheorghe Luca. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Vă cunoaștem ca și director, vă cunoaștem ca și pastor la Centrul Emanuel și la Liceul Emanuel și de curând și profesor și de curând și ați finalizat și programul de doctorat. Deja am intrat în subiect și am vrea în seara aceasta să discutăm puțin despre nevoia aceasta de formare continuă, dar până vom ajunge la miezul discuției noastre, aș vrea să plecăm dintr-un alt punct și anume, știu că anul acesta ați avut parte de evenimente importante în viața personală și slujire și aș vrea să vă rog să ne spuneți puțin despre aceste evenimente. Au fost mai multe schimbări din câte am perceput eu și în măsura în care se poate să ne spuneți, să vă ne vorbiți despre ele. Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Îmi face plăcere de fiecare dată când suntem la emisiune să discutăm. Și vă mulțumesc și pentru întrebarea care vizează, să spunem așa, viața personală. De obicei nu vorbesc foarte mult despre mine. Evit să fac lucrul ăsta, dar pentru că m-ați întrebat și pentru că știu că s-ar putea ca și unii dintre telespectatori să fie interesați să afle anumite lucruri, am să vă spun că da, anul acesta a fost un an de tranziție, de schimbare de rol, de schimbare de anotimp, nu știu cum să-l numesc în viață. Aș începe cu o chestiune mai de familie. Băiatul nostru cel mare a terminat liceul, este la facultate acum. Fiica mijlocie a terminat gimnaziul și este înscrisă la liceu, la Emanuel. Cea mică intră clasa a patra, deci la nivel de familie cumva s-a terminat un ciclu. Da, s-a terminat un ciclu și chiar ne-am gândit cu soția că avem atâția absolvenți. În ceea ce mă privește, am luat decizia de a mă retrage ca director al Liceului Teologic Pentecostal Emanuel din București. Sigur că lucrul acesta nu a venit ca o surpriză nici pentru echipa de profesori de acolo, nici pentru Biserica Emanuel care a fondat această școală, pentru că ea a fost anunțată, pregătită de ceva vreme, poate chiar de mai bine de un an. Însă, în mod public, da, acum se văd consecințele. Odată cu serbarea de sfârșit de an, din 10 iunie, practic m-am retras ca director, deși, teoretic, până la 31 august încă semnez documente și de-abia de la 1 septembrie va prelua colega mea. Mișcarea aceasta este cumva acompaniată de o alta care se prefigurează. Suntem ca echipă pastorală într-un proces de tranziție. Pastorul Ioan Bochean se pensionează și cu toate că va rămâne în echipă și vom continua munca spirituală împreună de păstorire, începând de la 1 septembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi prelua acest rol de pastor coordonator al bisericii. Și lucrul acesta, vă dați seama, înseamnă foarte mult. E o lucrare intimidantă, cel puțin eu așa o percep, foarte solicitantă și consider că merită toată atenția. Dacă aș fi rămas în continuare director și, bineînțeles, profesor la liceu, nu aș fi avut fizic timpul necesar pentru ceea ce presupune o asemenea lucrare și în București, mai cu seamă în buricul târgului, cum ar zice românul. Deci e foarte mult de lucru. Veți rămâne profesor sau nu? Nu. Doar păstor în acest moment.
Și pe deasupra, Dumnezeu mi-a ajutat să termin cu bine doctoratul pe care l-am făcut la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, în teologie evanghelică, cu subspecializarea teologie pentecostală publică, sub îndrumarea profesorului universitar dr. Marcel Măcelaru. Și pe 11 iulie anul acesta am avut susținerea publică a lucrării, care a trecut cu bine și trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că s-a terminat și că prin harul lui Dumnezeu, da, am acest titlu de doctor. Toate acestea însă le văd cumva așezate de Dumnezeu și nu cred că la întâmplare s-au întâmplat, s-au succedat anul acesta, succedat și suprapus aproape, ci cred că există o economie divină și un plan în care ele își au un rol foarte bine stabilit. Încă o dată mulțumesc pentru întrebare și îmi pare rău că am vorbit prea mult despre mine. Aș vrea să rămânem puțin, ați finalizat de curând doctoratul și nu pentru a apăra ideea, deși într-un fel o apăra pregătirii, dar cred că sunt unii care nu știu ce înseamnă această muncă. Cum a fost parcurs această călătorie pe tărâmul cunoașterii și dacă vreți să ne spuneți puțin despre parcursul acesta în studiile de doctorat. Doctoratul, studiile doctorale reprezintă cea mai înaltă treaptă științifică, academică de pregătire, de perfecționare a unui individ, a unui specialist, ați putea spune. De fapt, este etapa în care un cunoscător, chiar un specialist, oarecum generalist, devine expert sau se formează ca foarte fin cunoscător al unei anumite bucăți sau nișe din domeniul de cunoaștere în care studiază. În cazul meu, teologia. Doctoratul a fost, ca să descriu cu o expresie din artă, agonie și extaz. A fost un timp de întindere, de solicitare, de autodepășire. Am spus-o și la susținere și o spun și acum în emisiune. Nu aș fi reușit în acești 3 ani și puțin, aproape 4, să scriu teza pe care am scris-o dacă nu aș fi avut lecturi de dinainte, adică poate 7-8 ani de zile, cel puțin cât am contabilizat eu timpul, am avut lecturi consistente, serioase, și odată cu începerea în 2018 a programului în mod oficial, cu ajutorul coordonatorului m-am concentrat strict pe nișa pe care am mers. Și au fost o serie de lecturi noi, de lucruri cu care a trebuit să fac cunoștință și așa mai departe. Deci, din punct de vedere științific, dacă este făcut pe bune, pentru că din nefericire trăim într-o țară în care a avea un doctorat nu mai înseamnă mare lucru și îmi pare rău să spun asta, dar dacă este lucrat în mod serios, cu tot ceea ce trebuie din punct de vedere academic, științific, este foarte solicitant, dar în același timp și foarte extaziant, în sensul că produce o mare bucurie, bucuria cunoașterii, bucuria aprofundării și, sigur, o împlinire personală să știi că pe felia aceea ești expertul. Nu fac însă și n-am cum să fac însă separarea de partea spirituală, pentru că acesta n-a fost un doctorat într-un oarecare domeniu laic, ci un doctorat în teologie, făcut într-o școală doctorală predominant evanghelică și cu o foarte clară plasare spirituală. Toți profesorii care coordonează doctorate sunt oameni credincioși, oameni, adică creștini dedicați, oameni care cred în autoritatea supremă a Cuvântului Dumnezeu.
și care îmbrățișează credința evanghelică, să spunem așa, cu tot ceea ce înseamnă ea, ceea ce a presupus o anumită rigoare spirituală. Și poate cu asta ne apropiem de tema pe care o puneți dumneavoastră în discuție în această seară, în emisiune, această unire sau întâlnire dintre rolul de păstor și teolog, pentru că, da, un doctorat, eu vorbesc în cazul meu, a presupus și o solicitare foarte mare științifică, academică, o foarte mare rigoare a cercetării, după toate standardele și normele în vigoare, dar pe de altă parte a presupus, da, un proces de formare spirituală. Adică, la modul concret, Ciprian de acum aproape 4 ani e mult diferit de Ciprian de astăzi. Și datorită acestor studii. Deci pregătirea ajută, e un drum lung, un drum care începe dinainte și continuă și după ce s-a sfârșit, am putea spune. Da, mai ales dacă doctoratul reprezintă o muncă de cercetare izvorâtă dintr-un interes personal sau din ceva ce te interesează în mod personal. Nu e doar așa o temă, mai să scriu despre ceva, ci este ceva ce ai căutat și cauți răspunsuri. Pe de altă parte, ca păstor, am urmărit întotdeauna ca studiile doctorale să avizeze sau să informeze cumva și munca pastorală și să fie o binecuvântare pentru ceea ce se întâmplă în plan pastoral. De fapt, la noi și când studenții selectează lucrurile de licență, îi sfătuim să ia o temă care cumva are legătură cu ceea ce doresc să fac în slujirea practică sau în slujirea pastorală sau de altă natură pe care ei o vor avea după ce vor termina o universitate. Deci ar trebui ca slujitorii bisericii să pregătească în mod continuu pentru slujirea pe care o fac. Există o nevoie pentru asta sau am terminat, am pus punct și normal că acum vă întreb exact când ați terminat și de obicei când termină cineva, nu știu cum ați fost, eu nu mai venea să mă apuc de altceva, deși acum am băgat gândul la un alt doctorat. Succes! Și deja. Dar de ce oare trebuie să un păstor să se pregătească în mod continuu? Am să încep cu ultima parte a întrebării, referitoare la persoana mea. Mi-este foarte greu să mă scot din priză, să zic așa, adică să conștientizez că gata, s-a terminat. Pe de altă parte, se prefigurează o direcție academică în ceea ce mă privește. Nu știu mai multe lucruri în acest moment și nu pot spune mai multe lucruri, dar cu siguranță că vor exista, cu ajutorul lui Dumnezeu, destule proiecte academice în care să fiu implicat și am poftă de lucru, adică și eu m-aș apuca de altceva. Nu știu dacă neapărat de încă un doctorat, acum mi-a ajuns, dar aș face poate un postdoc sau în sfârșit, rămâne de văzut. De ce este nevoie de pregătire continuă? Am să încep prin a spune că nu cred că pentru un păstor pregătirea continuă trebuie să însemne neapărat un doctorat. Și poate că pe unii va surprinde lucrul acesta. Păi, cum așa? Un doctorat, dacă este făcut în sistemul acesta european, pentru că în alte părți există Doctor of Ministry, care înseamnă, de fapt, un fel de doctorat profesional în slujirea pastorală, care e un doctorat ca și volum de muncă, dar în același timp nu e ceea ce presupune un doctorat în filozofie, Doctor of Philosophy, da, PhD. În România, un doctorat presupune o muncă academică foarte riguroasă, acerbă,
Și scopul nu este în mod, să zic, suprem să fii păstor sau să fii un păstor neapărat mai bun, ci scopul este, vizează cumva partea aceasta științifică, academică. Cumva scopul final. Că el ajută, e altceva. Dar cred că un slujitor, și spun slujitor pentru că nu mă refer doar la păstor, mă refer la diacon, la presbiter, la frații care poate nu sunt ordinați, dar mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu, fiind solicitat să dea îndemnuri, să se implice în anumite activități spirituale și mânuiesc Scriptura, eu îi socotesc slujitori. Pe oricine face o lucrare în biserică până la urmă, îi putem socoti slujitori. Momentul în care nu mai studiem, nu mai studiem Scriptura, nu mai studiem, să spunem, chiar teologie care să ne ajute cumva pe ceea ce facem să auzim și alte impresii, alte opinii, să ne formăm, să ne cristalizăm cunoștințele și credința, începem să ne plafonăm. Și nu cred că spun ceva nou. Un slujitor care nu continuă să se pregătească, se plafonează. Și plafonarea aceasta poate avea pe moment un efect mai fad, în sensul că oamenii nu neapărat sesizează cine știe ce pe moment, dar dacă se persistă în această plafonare, clar există o descendent, o decădere, aș spune, a nivelului slujirii, pentru că asta este, trăim într-o lume care se schimbă într-o viteză foarte mare, apar noi provocări. Și când spun pregătire continuă, poate că ar fi bine să spun și la ce mă refer. Nu doar la a face studii biblice sau a face școli, ci la a fi un, hai să spunem, un bun exeget al culturii, un bun exeget al Scripturii, în primul rând, și un bun comunicator. Pentru un slujitor, aceste lucruri cred că sunt esențiale. Să citească cultura și să poată vorbi despre cultură, cultura în sensul că ceea ce se întâmplă în jur, da, societatea, să poată adresa problemele importante din societate în lumina cuvântului Dumnezeu. Pentru asta trebuie să cunoască foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și niciodată nu putem spune gata, știu, suficient. Întotdeauna sunt foarte multe lucruri pe care le învățăm, pentru că Scriptura este un izvor nesecat de înțelepciune. Deci formarea poate fi și nu doar sub într-un program de pregătire formală, cum numim, dar și informală, non-formală, exact. Sunt diferite contexte de pregătire. Da, și sigur al treilea lucru, spuneam, să se perfecționeze ca și comunicator, predicator, în sfârșit am spus comunicator pentru că, sincer, mă gândesc și la surori care nu sunt neapărat predicatorese în sensul că vorbesc de la amvonul bisericii, dar le vorbesc copiilor, le vorbesc altosulor, vorbesc în diferite contexte în care trebuie să știe să comunice foarte bine ideile pe care le prezintă. Și atunci, pentru oricine slujește, și am extins un pic, de aceea am zis, nu doar la păstori ne referim, pentru oricine slujește, e foarte important să se perfecționeze în mod continuu. Am avut un profesor la facultate, la institut, aici în București, care, sigur, cumva exagerând, intenționat, ne-a spus, chiar așa ne s-a adresat, băieți, în ziua, chiar dacă terminați institutul, în ziua în care nu o să mai citiți, se referea la Scriptură și la cărți de teologie, veți deveni analfabeți. În sensul că și dacă ai făcut la un moment dat niște studii sau ai o pregătire, când nu mai citești, când nu te mai documentezi, când nu te mai actualizezi, să spunem așa, devii ineficient. Sau profesorul Howard Hendricks spunea, când ai încetat să înveți, ai început să mori. Și era profesor la Dallas Theological Seminary, a scris mai multe cărți pe educație creștină. Deci, cumva, plafonare, irelevanță culturală, am putea spune, pierzi
Înainte să fie irelevanță culturală, cred că este irelevanță spirituală și pastorală. Pentru că slujirea, acum ne întoarcem un pic la zona pastorală, slujirea pastorală, în opinia mea, are de-a face cu a-i ajuta pe membrii turmei lui Hristos, da? Pe membrii bisericii, să-și găsească fiecare locul în lumea lui Dumnezeu și să se dezvolte în chipul de plin al Domnului Iisus Hristos sau după chipul de plin al Domnului Iisus Hristos. Și atunci lucrul acesta nu se întâmplă într-un vid. Se întâmplă într-un context comunitar foarte clar, cu oameni, aș spune, din toate mediile sociale și intelectuale și etnice și mai departe. Se întâmplă într-un context societal în care avem, da, o cultură și niște oameni care nu trăiesc undeva în vârful muntelui, ci în mijlocul celorlalți oameni. Societatea vine și ea cu provocările ei, așa cum știm, crize care apar, transformări, prefaceri la nivel ideologic. Și pentru a putea îndeplini rolul pe care Dumnezeu îl cheamă pe păstor să-l îndeplinească, el trebuie să fie la curent, să fie actual, să zic așa, și cu Scriptura și cu ziarul. Peter Kuzmich spunea că adevărată teologie se face cu Scriptura în mâna dreaptă și cu ziarul în mâna stângă, adică cu ceea ce se întâmplă în societate. Și sigur că există și imaginea sau metafora aceasta a păstorului, care e mai mult decât, să spunem, un preot, este, aș spune, și un profet. Această dublă mișcare, în care el, ca reprezentant al oamenilor, se duce pe muntele lui Dumnezeu, da? Se duce înaintea lui Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu despre oameni, despre lume, despre cei din, pe care îi păstorește, și apoi de pe munte, de acolo, ca și Moise, da? Coboară de la Dumnezeu, din Scriptură, cu un mesaj pe care, în calitate de reprezentant al lui Dumnezeu acum pentru oameni, îl împărtășește comunității. Și cred că dacă nu există ambele mișcări, da, ambele sensuri ale mișcării, putem vorbi despre o plafonare. Nu cred că poți în mod eficient, și poate că forțez metafora, dar nu cred că poți în mod eficient doar să te cobori de pe munte în fața oamenilor și să le spui ce are Dumnezeu de zis, fără ca să vorbești cu Dumnezeu despre oameni și fără ca exegeza culturii să fie cumva făcută în prezența și în intimitatea prezenței cu Dumnezeu sau a lui Dumnezeu. Uh-huh. Și invers, nu cred că poți să pretinzi că tu de fapt vorbești mult cu Dumnezeu despre oameni, te rogi foarte mult, cauți fața lui Dumnezeu și ești un om spiritual al rugăciunii, dacă nu există și mișcarea inversă, în care slujești turma, slujești poporul și îi ajuți pe fiecare în contextul în care Dumnezeu i-a așezat și lăsat să-și împlinească menirea lui Dumnezeu. Deci trebuie să existe această mișcare. Ori un slujitor care nu se formează continuu, și observați, n-am folosit cuvântul nu studiază, nu se formează în diferite feluri, nu se formează continuu, este un slujitor care de fapt este static. Și asta înseamnă că a renunțat la această dinamică pe care ar trebui să o îmbrățișeze. Trebuie să se formeze și din punct de vedere al cunoașterii, al studiului. Este pastorul un teolog? În ce sens ar fi pastorul un teolog? Acum întrebați un pastor teolog. Eu nu o să spun decât că da. Bun, aici sunt câteva nuanțe pe care le-aș sesiza. În primul rând aș începe prin a spune că există un centru pentru pastori teologi, Center for Pastor Theologians, în Statele Unite,
Și există chiar cărți pe tema aceasta. Eu am două, de asta mi-am și luat tableta. Una scrisă de Gerald Hirsten și Todd Wilson, care se cheamă Pastorul Teolog, reanimarea unei viziuni străvechi, The Pastor Theologian Resurrecting an Ancient Vision. Și o alta, Becoming a Pastor Theologian, devenind, cum să devii un pastor teolog, New Possibilities for Church Leadership, noi posibilități pentru conducerea bisericească. Este un volum colectiv editat de Todd Williams și Gerald Hinston, dar scriu Kevin Van Hooser, James Smith, Peter Lighthart și alții despre ce înseamnă de fapt rolul păstorului. Pentru că au fost anumite fracturi, mai nu o să intrăm în istorie, dar au fost anumite momente istorice în care undeva s-a produs o fractură. Și fractura, pe scurt, este că teologia s-a mutat din biserică în universitate și... Universitatea în biserică. Nu cred asta, dar cumva biserica a considerat că treaba păstorului nu este neapărat de tip intelectual, este, eu aș spune că este și de tip intelectual. Și bineînțeles că autorii pe care i-am amintit, și eu subscriu aceste viziuni, deci asta o să spun și eu în emisiune, susțin că un păstor adevărat, unul căruia i s-a încredințat de către Dumnezeu păstorirea, așa cum am spus, turmei, trebuie să fie neapărat și un teolog. Sigur că, și asta spuneam că se impun niște nuanțe, contextul strict teologic, tocmai datorită acestui divorț între biserică și universitate, care eu cred că poate fi recuperat, refăcut și cred că este în curs de a se reface, divorțul acesta a presupus înregimentarea teologiei pe un model scolastic, aproape raționalist, aș spune, care raționalist în opinia mea înseamnă a neglija partea spirituală sau chiar mistică în sensul bun al cuvântului a tradiției creștine. Și el are niște puncte de referință. Universitatea, academia are niște puncte de referință. Publicațiile de specialitate, articole, teze, cărți adresate unui mediu strict academic. Deci spațiul teologului este sala de clasă și sala de conferință. Modul de adresare este din nou unul profesoral, magisterial, academic, cu un anumit tip de limbaj care presupune niște cunoștințe de specialitate și aplicația teologului sau modul în care se aplică este tot așa, între experți, între cunoscători. Păstorul, de cealaltă parte, are un cadru de alt tip. El trebuie să fie un hermeneut și al scripturii și al culturii, dar el se mișcă într-un spațiu omiletic și liturgic, adică ceea ce este sala de clasă sau sala de conferință pentru un teolog profesionist, indiferent ce ar însemna asta, este biserica, spațiul public al bisericii, al lăcașului de cult, unde el predică cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, liturgic spun închinarea care este formatoare. Și are o dimensiune mult mai relațională. Acum, da, între aceste două, să spunem, domenii, n-ar trebui să existe un divorț, o dihotomie. Ele ar trebui să meargă împreună. Catedra și amvonul ar trebui să meargă împreună. Și dacă ne uităm în istorie, nu găsim motive să susținem părerea aceasta unora care spun, nu, trebuie, domnule, școală, nu, păstorul, Duhul Sfânt și atâta. Și, nu găsim asta nici în Scriptură și nu găsim nici în istorie. Adică marii oameni ai lui Dumnezeu din istorie, fie că ne uităm în perioada patristică, mai spun episcopii și apologeții de limbă latină, de limbă greacă, pe care îi cunoaștem astăzi și le citim scrierile, toți au fost păstori. Adică toți au fost oameni ai bisericii, au fost oameni care predicau, care păstoreau, care n-au scris din turnul de filde și așa le-a venit lor să scrie teologie. Au scris o teologie informată eclezial și pastoral. De cealaltă parte,
mari teologi, și aici sigur că pot fi și, să spunem, nuanțe, dar în general mari teologi creștini, sau haideți să zic altfel, oamenii la care eu mă uit ca fiind doctori ai bisericii, da? Care înseamnă ceva în teologia adevărată, nu în tot felul de ciudățenii, au fost, dacă n-au fost păstori, au fost oameni imersați eclezial, oameni imersați în biserică, care au avut tot timpul pulsul vieții bisericii și s-au identificat cu viața bisericii. Conectați cu viața bisericii. Deci aceste două trăsături de teolog și păstor, eu cred că și-au locul împreună. Și poate că expresia apostolului Pavel, pastor învățător, unde da, iarăși clar, acolo ar trebui să mai discutăm. Fac și aici o dihotomie între pastor și învățător. Acum există sigur o preponderență și vorbesc ca unul care am trăit și trăiesc cu asta. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt și pastor și teolog și în toată viața mea m-am mișcat cumva în ambele, cu ambele picioare, să zic așa. Și cel de teolog și cel de păstor. Clar că uneori, în funcție de sezonul de viață în care ne aflăm, poate exista mai multă apăsare sau preponderență pe unul dintre ele. Adică n-ai cum să le faci egal, la fel, tot timpul. Asta recunosc. Sunt momente în care partea pastorală, să zicem, predomină și sunt momente în care pentru o vreme, uite cum a fost doctoratul sau așa, partea academică câștigă puțin mai mult teren și se poate merge pe un echilibru. Încă o dată, nu cred că orice păstor sau toți păstorii trebuie să facă doctorat, ca și cum asta i-ar califica. Dar cred că orice păstor ar trebui să fie și un bun teolog. Și cred că orice teolog ar trebui să aibă, chiar dacă nu are vocația clară, chemarea să fie păstor, dar ar trebui să aibă o inimă pastorală. De fapt, adevărata teologie, cum știm din practică, este izvorâtă din doxologie, nu? Din preamărirea lui Dumnezeu. Și spunea, dar nu mai rețin cine este, unul dintre părinții bisericii, spunea că oricine se roagă, dar orice creștin care se roagă este un teolog. În sensul că până la urmă acolo este inima. Da, e foarte interesant și această provocare pe care de fapt o aduceți a redefini puțin sau a clarifica puțin ce înseamnă un teolog și ce înseamnă un păstor și a găsi elementul exact. De asta am spus că există la un moment dat o înclinare, chiar dacă sunt amândouă, către pastorație sau către teologie. Nu înseamnă că dacă un păstor este teolog, trebuie să vorbească în jargon universitar, tehnic, să predice bisericii ca și cum ar ține o conferință la nu știu ce mare universitate. Deci lucrul acesta chiar ilar, să nu zic altfel. Nu se face așa ceva. Sau să înceapă să folosească nu știu câți termeni în greacă și în ebraică, să-i dea pe spate pe oameni că ce mare teolog este el și nu știu câte doctorate are. Nu ăsta este scopul. A pierdut pastorala. Deci înseamnă, da. Și nu se face asta. De cealaltă parte, cred că un teolog, hai să spunem profesionist, adică el este doar membru în biserică, să zicem, sau nu are un rol pastoral. El lucrează într-o universitate și face teologie. El nu se poate, adică nu se poate, se poate, dar nu e cazul să se decupleze de viața spirituală a bisericii, de viața comunitară. Pentru că dacă face lucrul acesta, el de fapt este doar un expert, un profesionist, dar teologia pe care el o produce din așa numitul turn de fildeș nu mai poate să ajute cu nimic biserica, să nu mai zic să fie o binecuvântare pentru biserică. Am avut și eu frământarea asta când am venit spre București. Dacă să rămân doar focalizat pe aspectul academic, implicarea în... Mărturisesc că și eu am. Dar nu am putut, pentru că, cum a spus, convingerea mea este că
Biserica are un rol central în viața unui credincios și fiecare credincios, inclusiv cel care se numește teolog sau are o anumită pregătire, de fapt este un membru, este o parte a unei comunități creștine unde el trebuie să-și aducă aportul. Deci nu are cum să... Exact. Și dacă aportul meu și darul meu este învățarea sau alte lucruri, va trebui într-un fel, într-o formă sau alta, să exercit o slujire în biserica locală. Clar, și eu sunt de aceeași părere și mărturisesc că am aceleași frământări, pentru că am lucrat până acum în preuniversitar, dar ca profesor de religie și, mă rog, director, în timp ce am slujit și ca păstor asistent în biserică. Asistent în sensul că l-am ajutat pe fratele păstor Bochean, dar am fost cu ajutorul Domnului cot la cot împreună și am făcut full time, cum se zice, pastorație. Și ca unul în fața căruia în acest moment, odată cu terminarea doctoratului, încep să se contureze și niște posibilități academice. Deja am fost abordat în sensul acesta și am început să mi se propună tot felul de lucruri. Dar nu mă văd renunțând la pastorație. Adică și dacă vorbesc ca unul care încă nu știu cum va arăta peste ani de zile viitorul, și dacă la un moment dat va fi o schimbare de macaz către partea, să spunem, mai academică, eu voi vrea să-L slujesc pe Dumnezeu și să slujesc biserica. Da, nu trebuie să mi se spună fratele pastor sau nu știu cum, dar asta cred că este ceva ce Dumnezeu mi-a dat de făcut și voi face. Am auzit afirmația că atunci când pastorii, cel puțin în, la bisericile baptiste, nu știu dacă e valabil și în bisericile pentecostale, atunci când pastorii nu aveau așa multă școală, bisericile creșteau. În ce măsură pregătirea are un impact pozitiv sau negativ asupra comunității? Cum vedeți afirmația asta? Și... Păi, cred că și în bisericile pentecostale, până la un punct, se poate auzi așa ceva. Nu este un secret că la începuturile mișcării pentecostale a existat un puternic spirit anti-intelectualist în mișcarea pentecostală. Adică a vorbit despre un pentecostal, cel puțin în contextul acela al vremurilor. Un pentecostal intelectual era un fel de oximoron, așa, adică nu erau două chestii total diferite, nu se puteau, lucrurile s-au schimbat mult între timp și pentecostalii au înțeles că teologia înseamnă de fapt a-L iubi pe Dumnezeu cu toată mintea ta și că un om plin de Duhul Sfânt, a cărui gândire este luminată de Duhul Sfânt și alimentată de Duhul Sfânt, este un om care da, va reflecta teologic și va avea răspunsuri teologice. Pentru că Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Și cu asta am spus tot. Acum, nu știu, n-aș vrea să fiu răutăcios, dar nu știu în ce măsură o afirmație de genul când păstorii n-aveau școală, bisericile creșteau sau mergeau bine, se fundamentează pe niște date analitice concrete, adică avem niște studii clare care să arate lucrurile. Este doar o presupunere, un guess, așa, da? Presupun că, așa mi se pare. Dar să zicem că e adevărat. Există mai multe rațiuni din care se poate întâmpla lucrul acesta. Ceea ce nu justifică ignoranța ca metodă sau calitate preferată de Dumnezeu. Se spune că un mare teolog, în sfârșit, Jonathan Edwards, dar nu vreau să greșesc, că nu sunt sigur, dar așa țin eu minte, că Jonathan Edwards, care era și un păstor și un erudit extraordinar, a predicat într-o biserică și el a predicat plin de Duhul Sfânt și mesajul a avut un impact extraordinar. Și la urmă a venit cineva la el și i-a spus... bine, a folosit cuvinte, vorbea el. Na, acum nu era un om prea simplu. Mai scăpa și câte un termen mai... așa, mai pompos, să zic, mai sofisticat. Și cineva a venit la el și i-a spus... domnule Edwards...
Dumnezeu nu are nevoie de cultura dumneavoastră ca să lucreze. Adică cumva nu are nevoie de studiile tale, de școala ta. Și Edward i-a spus, aveți foarte mare dreptate, dar nici de ignoranța dumneavoastră. Adică cine spune că atunci când păstorii n-aveau școală, bisericile mergeau bine, de fapt implică faptul că Dumnezeu ne preferă ignoranți și dacă nu cunoaștem prea multe lucruri despre lumea din jurul nostru și nu suntem la un nivel intelectual formidabil încât să înțelegem un pic, e cu atât mai bine, pentru că în simplitatea și în smerenia aceea a gândirii noastre, Dumnezeu se poate folosi de noi. Ca și cum dacă cumva suntem mai docți sau așa, Dumnezeu nu se mai poate folosi, că ne-am pierdut naivitatea sau copilăria aceea, da? Naivitate în sensul de copilărie, da? Nu cred că este cazul. Cred că un păstor ignorant, în sensul pregătirii, poate fi folosit de Dumnezeu într-un anumit context, pentru că nu o diplomă îți garantează chemarea lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez lucrul ăsta. Poate surprinde pe cineva. Dar eu cred că nu faptul că ai o școală și ai o diplomă înrămată undeva, aia te face pe tine păstor. Te face chemarea lui Dumnezeu și un context foarte clar în care Dumnezeu validează slujirea ta. Și dacă există și școală, e cu atât mai bine. Deci nu, Dumnezeu poate folosi pe oricine. Da? Deci acum ar trebui să facem o distinție între pregătire și aspectul instituțional formal. Unic amestecă puțin lucrurile. Cred că pregătirea o găsim în Scriptură. Da. Deci unii spun, ucenicii Domnului Iisus Hristos n-au fost oameni, n-au avut școală. Ba, au avut școală. Au avut școala Domnului Iisus Hristos. Cea mai înaltă au avut școală. Pregătire. Și atunci pregătirea nu este dată la o parte, dar n-au avut o finalitate a pregătirii în modul care noi o facem astăzi. Probabil acesta ar fi aspectul pe care nu mai avem foarte mult timp. Atunci când un pastor este preocupat de dezvoltare personală, că cred că aici, cum spuneați, fiecare dintre slujitori ar trebui să dorească să crească și atunci când există această preocupare, presupunând că există această preocupare, care ar fi aspectele care ar trebui să țină cont? Cum să mă dezvolt? Cum să mă uit la slujirea pe care o fac și să-mi fac cumva un plan de dezvoltare? Știu că e la modă chestiunea asta cu dezvoltare, nu mă duc spre psihologie dar cum să mă gândesc la viața mea, unde ar trebui să mă dezvolt și ce ar trebui să fac? Am precizat deja trei arii sau trei domenii în care eu cred că un slujitor, indiferent ce slujește, ce face în biserică, dar mai cu seamă un pastor, ar trebui să le aibă în vedere. Hermeneutica, omiletica și liturgica. Și le iau pe rând. Prin hermeneutică mă refer la înțelegerea și interpretarea lucrurilor. Înțelegerea și interpretarea corectă a Sfintelor Scripturi este inima, este sufletul păstoririi, pentru că, sau a pastorației, pentru că noi nu suntem într-o organizație sau nu suntem într-o instituție doar intelectuală și atât. Suntem în Biserica lui Dumnezeu și scopul este să ne hrănim și să ajutăm pe alții să hrănească Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, orice element, pentru că poate să fie o carte, poate să fie o conferință, poate să fie un program de studiu formal sau non-formal, o discuție, o dezbatere, orice, și acum există, slavă Domnului, atâtea resurse și pe internet și pe orice element care contribuie la a fi un mai bun interpret al Scripturii, ar trebui avut în vedere. În același timp, orice lucru care te face un mai bun interpret al culturii ar trebui avut în vedere.
Nu cred că păstorii acum ar trebui să stea toată ziua numai prin conferințe culturale și să citească ultimele publicații ale intelectualilor publici din lume sau în sfârșit, dar ar trebui să fie conversațional, să zic așa, cu cultura, adică să știe care-i mersul lucrurilor, să știe, să vadă bine, să citească, să interpreteze societatea. Orice ajută la asta e un plus. A doua arie este cea a omileticii. Un păstor predică. Sigur că nu doar asta face, dar un păstor este cunoscut și ca un predicator. El împarte cuvântul lui Dumnezeu, hrănește turma lui Hristos în mod consecvent, de două, de trei ori pe săptămână, de mai multe ori în sfârșit. Este un om din partea căruia se așteaptă să comunice cu claritate, cu acuratețe, cu coerență cuvântul lui Dumnezeu. Un om care nu face asta are o problemă, adică nu își poate îndeplini sarcina pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și atunci orice element ajută la îmbunătățirea comunicării este important. Și partea liturgică, când spun liturgică, mă refer la închinare. Și inclusiv la zona aceasta de a trăi viața într-un mod închinător. Aici văd și rolul apropierii de credincioși, a vizitelor pastorale, dacă vreți, a discuțiilor unul la unul, a discuțiilor cu familiile din biserică și, în general, cumva strângerea turmei în închinare. De ce să nu recunoaștem? Noi trăim vremuri foarte grele în care oamenii sunt din ce în ce mai puțin preocupați de strângerea la oaltă în închinare. E greu să-i mai aduci la biserică sau nu prea mai sunt interesați mulți să vină la biserică. Și nu cred că doar prezența fizică contează, dar cred că și prezența fizică contează. Și atunci, din punct de vedere al închinării, rolul păstorului este să fie un coagulant, da? Să-i aducă pe oameni, să învețe să le fie drag să fie împreună în închinare înaintea lui Dumnezeu, să le ofere un model de închinare și să trăiască o viață de închinare. Închinare nu înseamnă doar muzică, clar, cred că am spus lucrul sau a reieșit clar din ce am spus. Întreabă un stil de viață. Da, și atunci orice element îl ajută să poată să facă asta mai bine, contează. Acum, la modul tehnic, dacă ar fi să facem o agendă, nu mi-aș putea eu permite să spun cuiva cum să-și facă programul. Eu pot spune cel mult cum îl fac eu. Dar ar trebui să avem loc în agenda noastră, ca păstori, pentru toate aceste domenii. Da? Tot la liturgică aș include și rugăciunea, viața de rugăciune a păstorului. Foarte interesant, când Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe apostoli, spune acolo evanghelistul să-i aibă cu sine și să-i trimită. Deci nu i-a chemat doar ca să-i trimită, cum înțelegem noi apostolatul în general. Domnul și-a ales niște oameni să-i facă comiși voiajori, să meargă cu vestea bună, să vândă, cum se zice. Nu! Să-i aibă cu sine. Deci viața de rugăciune, intimitatea cu Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, căutarea feței lui Dumnezeu, plinătatea Duhului și așa mai departe, care țin de calitatea spiritualității, să spunem, personale. Astea sunt niște lucruri pe care păstorul, cu atât mai mult că le cere din partea altora, ar trebui să le cultive el întâi în viața lui. Deci hermeneutică, omiletică și liturgică, am zis eu, ca să... Deci sunt, ar fi trei sfere în care cineva ar putea să își examineze viața și slujirea și să vadă unde ar putea să îmbunătățească acolo, cum să înțeleg mai bine, cum să comunic mai bine, cum să mă închin mai bine. Cum să mă închin mai bine. Timpul nostru a trecut, cred că am fi putut continua mult pe această temă, o temă extrem de importantă și chiar dacă cineva s-a uitat la această emisiune și ar spune, noi, eu nu sunt păstor, până la urmă, adresarea noastră este față de fiecare credincios. Exact. Și de aceea am și subliniat că nu vorbim doar despre păstori. Anumite lucruri se aplică mai mult păstorilor, dar
despre oricine, fie că e bărbat, fie că e femeie, fie că e copil, fie că e adult, care face o lucrare în casa lui Dumnezeu. Orice slujitor, exact, bisericesc, în formare, da, continuă. Mulțumesc, da, mult pentru că am putut avea această discuție, seara aceasta, acest dialog. Și vă mai aștept la emisiune. Cred cu mare că drag. Sunt foarte multe teme de actualitate pe care putem să le discutăm. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, aș vrea să vă spun ceea ce un pastor teolog a spus, și anume, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș cu suferințele Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Apostolul Pavel vine cu provocarea aceasta, arătându-ne că descoperirea lui Hristos, înțelegerea adevărului, este un proces continuu. Niciodată n-ar trebui să regresăm, să stagnăm și să regresăm în această călătorie a noastră spre descoperirea lui Hristos și frumusețea pe care Mântuitorul nostru ne-o descopere prin cuvântul Său. De aceea rămânem cu această provocare să fim în continuare căutători ai adevărului lui Dumnezeu, să descoperim acest adevăr în cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăim cu toată pasiunea pentru gloria lui Dumnezeu. O seară bună și la revedere!